Salutare, băieți și fete, eu sunt Gabi și mi-am regăsit la un nou episod și dacă vă este puțin ciudat jocul acum, bine, nu o să vi se pară ciudat, deoarece voi o să vedeți clipul ăsta peste cel puțin o săptămână, ok, de acum înainte, deoarece n-am voie să postez câteva zile și voi probabil o să vedeți cu delay acest clip, probabil v-ați obișnuit cu jocul, dar la mine este totul nou, deoarece abia și am intrat pe joc și am văzut asta, adică noul update, un update foarte mare din câte am înțeles eu, am înțeles că s-a schimbat foarte multe și pe hartă, băi, eu nu, sincer, mie nu-mi plac, să zic așa, spoilerele dinainte. Nu-mi place să mă uit la ce urmează să se bage pe joc. De aceea nici măcar nu știu foarte multe lucruri care s-au băgat până acum pe joc. O să le descoper probabil în timp. Însă am înțeles că sunt foarte multe chestii la rank care s-au băgat. De aceea o să jucăm astăzi un meci la solo versus duo să vedem ce s-a schimbat. Am înțeles că picul s-a schimbat și în rest habar n-am. Nu știu, aici văd că nu s-a schimbat nimic până acum. Singurul lucru pe care am apucat să-l fac și să-l văd este acest Uzi, băieți. S-a băgat un Uzi, probabil ați văzut acel clip scurt pe care l-am postat eu, în care am luat acest Uzi. Dacă nu l-ați văzut, v-am lăsat un link în descriere. Am luat acest Uzi care costă 10.000 gold, 10 spiruri. Mă cap ajut cu asta, rămâi și puțin mască. Avem acest gold care s-a băgat, un gold royal. Frumos gold royal, ce pot să zic? Băi, nu e urât, e chiar destul de frumos și s-a băgat skinuri pe mașini și pe motor. Mă cap ajut cu asta, văd că s-a băgat și niște ghiozdani. Păi, ok, asta e ok. Asta e drăguț ghiozdanul. Pentru cineva care abia se apucă de joc, să aibă ghiozdanul ăsta, vedeți că chiar e mișto. Uite, are și ghiozdanul ăsta, bine, astăzi mai default așa. Niște bannere, niște avatare permanente, dar seamănă mie, mi se pare, sau astea din elituri? Sau sper că doar mi se pare. Ok, niște haine pentru 3 zile. Vedeți că de data asta au băgat și niște haine mai ok. Adică înainte mâncava jucura voastră ce haine erau aici. Dar probabil mulți dintre voi știți. Mamă, cum arată pantaloni ăștia, să mă zici că e... În fine, nu mai zic. În fine. Mergem mai departe, avem și niște pantaloni pe care îi poți lua permanent și niște bluze. Ok, cam atât cu Gold Royale-ul, ce avem aici? Bă, dar lipsește Diamond și Weapon-ul, este? S-a scos, băieți. Deci s-a scos Diamond Royale-ul și Weapon-ul. Și s-a băgat aici arme și... Ok, am înțeles. Da, arme, se pare că armele acum le iei cu Gold, doar că foarte, foarte mult Gold. Dar nu-i problemă, uitați-vă la Gold-ul meu, am 1.100.000. Adică dacă se bagă alte arme, nu-i problemă, că le luăm, băieți, le luăm, nu-i problemă. Avem aici, astea nu s-au scos încă, și Elite-ul, bineînțeles. Și cam atât de aici, băieți. Hai să intrăm, nu știu, unde să mai intru, pe shop, băieți. Mamă, ce e aici? Ok, cutiile pe care le poți lua zilnic, că bănuiesc cu reducere. Ok, mai departe, ce avem aici? Ok, armele, bă, vă că au schimbat cam tot pe aici. Ok, aici katane, dacă vrei să-ți cumperi katane, dacă vrei să-ți cumperi gluol. Ok, gluol, dar asta ce e? Asta e grenadă, am înțeles. Păi aici nu sunt numai gluri, și grenăzi. Ah, ok, și grenăzi. Gluri și grenăzi poți să-ți cumperi de aici. S-a mort, dacă vrei să-ți cumperi schimb pe grenadă, îți poți cumpăra schimb pe grenadă. Am înțeles. Aici poți să-ți cumperi costume. Bine, nu știu cine dă 1200 de diamante pe un costum de genul ăsta, dar în fine, nu mai contează. Aici avem cartea, emoturi dacă vrei să-ți cumperi. Băi, foarte șmecher ce-am făcut acum. Vedeți că e mult mai organizat. Skin-uri pe mașini cu gold. Dă-te naibii. Mama, cum arată mașina asta. Marta schimb asta cu 15.000 gold. Dacă dai aici, uite, poți să-l cumperi cu 15.000 gold. Bine, 14.950, dar nu mai contează. Băi, vedeți că arată bine pentru un schimb cu gold. Băi, jeep-ul, bă, uitați-vă și voi bine. Jeep-ul ăsta cred că a costat diamante înainte, dacă nu mă înșel. Aș face și eu o șustă să-l iau. Băi, ăsta nu-i, am crezut că e cu gold, nu-i cu gold. Și e și motorul ăsta cu gold, care nu are așa multe efecte. Bine, singura diferență e de efecte și puțin culoare și bine, aspectul e puțin schimbat, tot motorul, adică nu prea te ajută. Eu skin-ul ăsta l-aș lua pentru că nu am pe mașina asta, dar sincer nici măcar nu folosesc. Lasă, vedem, o să văd dacă iau. Aici avem caracterele care s-au băgat. Mai departe, ce e asta? Magic cuburi. Cred că au mai scos din costume la Magic Cube să mor, mai sunt 4 costume și 4 arme au lăsat. Ok, am înțeles. Și aici poți să... poți să-ți cumperi direct acum Magic Cube. Uite, intri la Magic Cube și-ți cumperi direct Magic Cube dacă ai fragmente, vedeți? Ce tare e chestia asta. Ok, mai departe, etichete roșii aici, nu cred că s-a băgat mai nimic, nu? Ok, poți să-ți cumperi... Fii atent că acum poți să-ți cumperi, nu-ți mai cumperi etichete la Diamond Royal. Îți cumperi etichet direct și la Weapon și la Diamond, la Gold Royal ăla care s-a băgat. Șmecher. Bun, aici ce avem? Avem, ok, asta cu... Guild token-e care îți dă reducere. Mai departe, nu vreau să lungesc foarte mult clipul ăsta, dar sunt și eu așa surprins de câteva chestii care s-au băgat. Ce naiba e aici? Băi, dă 3 statistici, sunteți nebuni? Băi, dă-te în puii mei, nu cred așa ceva. Băi, uitați-vă în dreapta, dar... Băi, armele astea acum... Astăzi de la zombie mod, am înțeles că se rebagă zombie mod, dar nu știu dacă s-a băgat, n-am apucat să mă uit.
Și cred că dacă te joci la zombie mod, iei chestii de astea, XP-uri de astea, iei tichete de astea, ce naiba sunt, fragmente, să zic așa, și uite, cu 1000 de fragmente îți cumperi acest scar. Dar acum vine marea întrebare, băi, dacă îți cumperi scarul ăsta și le-ai permanent, și asta e o întrebare, gen, puteți să răspundeți voi în comentarii, băi, armele astea dacă le iei, le iei permanente, te poți juca la rang și da aceleași statistici care le vedeți voi aici sau merge statisticile astea sau skin-urile astea doar la rang, la modul ăsta, la zombie mod? Că dacă merge și la rang să mori, e cam aiurea. Adică pe bune, voi vreți să-mi ziceți mie că cineva ia skin-ul ăsta moca pe scar și că e moca practic, te joci, cred că și îți dă tichete de astea și iei scarul ăsta la un moment dat, după mult timp, după multe meciuri îmi dau seama, dar îl iei. Și vreți să-mi ziceți mie că scarul ăsta trage mai bine decât scarul care e upgradabil și am dat 15.000 de diamante pe el? Adică știți ce zic? Nu prea e combinație. Dar nu cred că merge la rank, cred că merge doar la zombie mod. Adică sper, cu 3 statistici. Este prima dată când văd o armă pe Free Fire care dă 3 statistici. Uite că ți-am în cava și cura voastră. Mamă, da. Avem patru arme care sunt aici cu 3 statistici. AK, Oscar, M60 și cățeaua. Ok, mai departe, astea ok și poți să-ți cumperi, da, mi-am cumpărat și eu, uite, XP-uri sau etichete la Gold Royale, în fine. Băi, stați așa, mamă, poți să-ți cumperi de aici, dar nu știu cum faci jos de etichetele astea. Mamă, 400 să-ți cumperi o cutie, da, te pui, mamă, ce-ți cumperi eu. Bun, și cam asta ar fi pe aici, aici mai avem niște emoturi, bun, talent. Băi, vreau să văd o chestie, că am uitat. Băi, tichetele mele la gold, mâncava așa cu la voastră, aveam vreo 800 de tichete la gold, ce s-a întâmplat cu ele, le mai am oare? A, ok, mă, dar există, mă, stai mă, că spuneți, mă, uite, Gold Royale, scrie mare, Gold Royale. Ok. Deci am tichetele încă, dar nu vreau să iau costumul ăsta, că e urât. Ok, că nu știam ce s-a întâmplat. Ok, băieți, băi, cred că altceva, nu știu dacă pot să mă uit la altceva, asta cine ai, băie? A, ok, astea erau și înainte, mi se pare. La prietenii nu s-a schimbat nimic, cred că. Nu știu, oricum, cred că sunt o grămadă de chestii care s-au schimbat, dar nu știu eu, deoarece v-am zis, nu am... nu-mi place să văd spoilere, modul de joc, dar zombie mod... Ăsta e zombie mod, să mă bată mama. Ok, s-a băgat... Mamă, ce naiba aici, mă, cava, jucura voastră. A, e un... Mai, să mor tu, că s-a băgat la zombie mod așa ceva. Dă-te în pui mei, un fel de rank să zic așa la zombie, dă-te în pui mei, uite poți să legi harta dacă nu mă înșel, la squad, bă, e fain modul ăsta, o să joc și eu, dar astăzi nu vreau să joc aici, cel mai curios lucru pe care l-am este ce s-a schimbat pe hartă, mâncava jucura, nu știu dacă mai sunt chestii care s-a schimbat pe aici, aici nu văd nimic schimbat, aici la fel nu cred că e nimic schimbat, dar nu știu, pare parcă puțin schimbat, dar... Nu mi se pare. Ok, da, caractere pentru 8 zile, pentru, da, dau claim la toate și cam atât n-aleg nimic. Ok, aici ne arată reclamă, băieți, cum arată. Ok, s-a schimbat Factory și ne arată cum s-a schimbat Picu și Clock Tower. Ăsta, hangar, pardon. Ok, deci 3 locuri, eu știam doar de un singur loc. Ok, bun, deci Rip Pic, băieți, nu? Rip Pic. Rip Pic. Ok, aici poți să-ți iei, mamă, ce tare. Poți să cumperi cu... Da, șmecher, interesant. Da, bun, nu o să mai uit pe aici, băieți, îi dăm direct un match la solo versus duo. De fapt, automatch-ul, îi dau start și revenim din avion. Băieți, știu că am făcut un intro foarte, foarte lung, însă vreau să văd ce s-a schimbat. Ia la profilul meu, dacă dau să schimba ceva, ia să vedem. Ok, s-a schimbat câteva chestii și pe aici. Ok, s-a schimbat câteva chestii, dar nu foarte multe. Bun, revenim din avion, băieți. Știu că am făcut un intro foarte lung, însă, na, e update, ați înțeles ideea. No, bun, băieți și fete, am revenit din acest avion, care văd că și ăsta a fost schimbat. Ok, mama, a băgat Zeppelinul, bă, pe hartă, ești nebun, a băgat înapoi Zeppelinul. Ok, asta nu știam. Și mergem acasă la mine, băieți și fete. Nu știu câți dintre voi sunteți veterani pe acest canal, dar probabil mulți dintre voi știți că Picu este casa mea, mâncava jucura voastră, iar cei de la Garena au decis că trebuie să lucreze puțin la casa mea, mâncava jucura. Mamă, nimic nu mai e cum era să mor, nici casa spartă nu mai e. Mamă, cum arată, ești nebun? Zici că e altă hartă, să mor eu. Dar bine, măcar că au rămas casele astea, astea trei aici, unde sărim mereu. Deci mereu, când fac un challenge sau când mă joc solo versus squad, aici s-ar știți, că aici e casa mea, să moară, baby, dacă vă mint. No, bun, hai să vedem ce s-a băgat. Băi, nici nu știu, s-au fi băgat arme noi pe joc. Habar n-am. Câteva chestii care știu că s-au băgat sunt în felul următor. S-au băgat niște, cum îi zice, s-au băgat niște chestii de dat revive, dar cred că nu o să-mi apară acum, pentru că, de fapt, la solo V2 s-ar putea să apară. Și poți să iei, gen, chestii de dat revive moca. Dai revive moca și, gen, dacă reziști, nu știu, câteva minute, poți să dai revive la squad. Știi ce zic? Doar că ceilalți de pe hartă te văd unde ești. Toată harta te vede. Și e foarte, foarte riscant. Am 9-9, what?
Ok, cred că avem noi bucuri de la Garena. Că mie netul nu prea, nu cred că mi-a picat pentru o secundă doar. În fine, băieți, hai să vedem ce s-a băgat nou în pic, mâncava jucura voastră. Ok, am avut naibii și garaj, dacă e... Am avut și garaj, băieți, dacă e ce... Ok, a jucat bine băiatul meu, bine, da, a venit foarte bine. Și aici era casa spartă, mâncava. Uitați-vă și voi cât a bolovanul l-a adus în mijlocul hărții, să mor. În mijlocul picului l-a adus, de mai bolovanul l-a adus. Să mor. Ce naiba ți-a adus, mă, bolovan? Iar mi-a picat netul, nou, nou, nou. Tu vă n-a... A jucat bine băiatul, a vrut să dea revive, da, a jucat foarte bine. Bă, dar a pus ăștia inima direct în mijlocul picului, băi, să mor. Hai că ai vreo șansă să dai revive dacă e ceva aici. Atașamente. Ok, avea și un scanner, băiatul pârâitoare. Mamă, ce naiba a făcut ăștia aici, mă, subsol, de parcare, de subsol, subterană, ce naiba a făcut ăștia aici? Mașini pe aici, vai de capul lor. Ok, băi, e șmecher, gen... Bine, nu știu cât de safe ești să lutezi aici, având în vedere că s-ar putea să vină dușmanii pe sus, dar e ok. Și încă o chestie care știu că s-a băgat, este un bunker acum, care, atenție, nu-l mai deschizi cu cheie, îl deschizi gen dacă stai în raza lui, ca și cum e un fel de inimioară, știi ce zic? Un fel de inimioară, dar am înțeles că alea sunt destul de rare, bunkerele alea. Acum nu știu dacă noi o să avem noroc meciul ăsta să găsim, dar... Weepicker. No, bun, probabil în clipul ăsta o să zic foarte multe prostii, având în vedere că este prima zi de la update și probabil foarte multe chestii care s-au băgat, habar n-am, nici nu știu de ele. Dar înțelegeți-mă și pe mine, mamă, dar cum e? Mamă, dar cât loot e aici, bă? Băi, n-a lootat nimeni, mă? Mamă, cât loot vorbim de 3. Mamă, ce e aici, mâncava jucura voastră? M-am îndrăgostit, să moară. Să moară, a doua casa mea e. Să moare, îmi place prea mult casa asta. Ok, aici e aparatul, băieți. Hai să vedem ce e și ce nu mai e la aparat. Ok, mamă, vestă, silencer la aparat, ok. Am avut și chip pe cască, mâncava ajutura voastră. Încărcătorul negru, mamă, scanner moca. Ok, revive-ul care v-am zis eu. Și cam atât, în rest era și înainte. A băgat AK, am văzut la aparat. Apropo de AK, băieți, încă o chestie care am văzut-o, adică am auzit-o, este că AK dă mai bine. Acum nu știu ce să zic. Noi meciul ăsta jucăm cu XM8, jucăm normal, dar o să testez poate în viitor apropiat când o să mă joc, o să mă joc și cu AK. Aici este labirintul cel mai probabil, pe care l-am văzut și toată lumea se speria de el pentru că îți poate sări ori și de oriunde un player și sincer să fiu cam așa e, adică îți poate sări un player de oriunde. Uitați-vă și voi cât de... Ok, nu o să fac vestea de 4. Adică dacă mergi pe aici, ai șansă să sari un player direct în fața ta, știi ce zic? Da, na, e ok. E și loot cât de cât. Băi, îmi place picul, că e foarte mult, foarte mult loot. E chiar foarte, foarte mult loot, mâncava jucura voastră și chiar îmi place. Dar singura chestie care nu-mi place până acum la update este că... Mamă, o piscină. Am înțeles, piscină, băieți. Talent. Avem și piscină. Singurul lucru care nu-mi place până acum la noul update sau mai bine zis la noul pic este că s-a scos chipul pe cască din nou, mâncava jucura voastră. Și dacă mi-au un glonț cu Weepicker-ul în cap, nu mor, dar nici mult nu mai am. Știți ce zic? Că na, am 280 HP și nu mor de la un glonț în cap de Weepicker, dar nici mult, nici multă viață nu mai rămân. Știți ce zic? Un chip pe cască nu strica. Acum nu știu dacă se mai găsesc chipuri pe cască. Unde se găsesc? Se găsesc la aparatele alea MOV ca înainte? Abar n-am să mor dacă mă mint. No, bun, băiatul ăsta aici a dat revive din câte văd eu, sau a dat revive, da, a dat revive, da, nici nu știu, a venit altul peste el, ce se întâmplă, că nici nu vine să se bată cu mine, viață, ce facem, ne batem sau campăm, viață, uite-l, ok, se pare că vrea să ne batem, sau nu vrea să ne batem, ok, a pus două glori, a tras Gabi al vostru, v-a plăcut cum a tras? Talent a tras, să măr. Hai viață, ieși puțin afară, că trebuie să... Trebuie să încerc XM8 ăsta să vedem dacă mai trage cum trăgea înainte. Băga-mea și piciorul în el, băi, cum stă după glu ăla, nici care și. Băga-mea și piciorul, ia veniți-mă cu acestea, deci mecher, sunteți doi. Mamă, stați așa, băieți, că... Bine, două capuri. Cred că e mort, nu? De la abilitate. Ok, a murit. Și trebuie să mai fie... Aia zi, mă, băieți, mă, bine, mă, mă, nu trage cum trage înainte, trage mai bine, sunteți nebuni, bine, glumesc, nu trage mai bine, trage cam, cred că la fel trage, dar îmi place, sunteți nebuni, chiar îmi place, vedeți că trage la fel, e bine dacă trage la fel, măcar n-am stricat banii degeaba când am luat, bine, că n-am luat din banii mei X8 ăsta cel mai scump, dar vorba vine, știți ce zic, pentru cei care a dat 3-4.000 de diamante pentru X8 ăsta, bucurați-vă că încă nu l-au stricat, ce pe cască, bă, bă, dar de unde au luat ăștia ce pe cască? Avea ce pe cască, băieți, dar de unde l-au luat, întrebare întrebătoare, de unde l-au luat ce pe cască? Există doar la anumite aparate, îl găsești la buncăre, ce au făcut ăștia, bă?
De unde a luat ăsta chip pe cască? Întrebare întrebătoare. Sau poate găsești la, la dropuri. La dropurile alea care se încarcă. Ar fi ceva. Dar nu știu, mai să stai primul meci, probabil foarte multe chestii se vor voi descoperi eu pe parcurs, pe care nu o să le zic în clipul ăsta, bineînțeles că nu am de unde să știu de ele, însă eu acum asta este prima mea reacție, să zic așa, la nou update și pot să zic că îmi place, doar chestia asta cu chipul nu-mi place, dar momentan e bine că am găsit chip pe cască în meciul ăsta. Bine, nu l-am avut eu, l-am găsit la un player și vedeți că la playerul ăla care l-am găsit chipul pe cască, i-am dat două capuri, ceea ce înseamnă că i-a spart casca, dar el încă avea chip pe cască. Asta mi se pare destul de ciudat, că i-a rămas chipul pe cască, înseamnă că acum când îi spargi la unul capul, nu mai sare chipul de pe cască, știți ce zic? Încă rămâne la play, rămâne în loot box. Și asta ar fi foarte tare dacă e așa cum cred eu. No, bun, băieți, acum știți unde merg, nu? Mergem direct la Mil, chip că e puțin în afara zonei. Am înțeles. Viața te bat! I-am dat 3 capuri. Ok, a murit. Ce apata de urât. Vreau să vedem ce s-a schimbat la Factory, băieți. Chiar sunt curios. Ok, ăsta avea Thompson cu AK. Trebuia să iau, dar las, mă joc cu X-Moto, băieți, meciul ăsta. O să testez eu AK-ul un alt meci, am eu timp să testez AK-ul. Vreau să vedem cum, ce s-a schimbat, băieți, că momentan... Ok, nu e totul la fel. Ok, s-a schimbat ceva pe sus. Din câte am văzut eu mai dinainte pe TikTok, am înțeles că s-a schimbat doar scările. Acum hai să vedem, scara asta era înainte la fel. Ok, nici nu-mi dau seama asta. Ok, aici e ceva schimb. Ok, nu mai sunt nici buncări alea care erau aici într-o parte. Ok. Și, nu știu, parcă lipsește ceva bâncava și gura voastră, dar nu-mi dau seama sincer ce. Să nu mai poată playerii gen ca să se suie pe Factory. De aia la... Mamă, doi playeri. Are un cap? Mamă, aruncați-a pe el că l-a lăsat fără... Mamă, băi, e lău și elălalt. Tu vă, micuța voastră. Deci, da, după cum ziceam, cred că le-au scos buncărele ca să nu se mai poată suie playerii sus pe Factory. Știți ce zic? Ia veniți mă încoace tu vă mă micuța voastră. Hai să discutăm puțin, fiți antena aici. De la un player la doi playeri. Băi, dar mă pușați măi că eu nu vă pușez, băi. De ce sunteți violenți cu mine? Băi, vezi că tu nu mai ai cască, băi, băiatul meu. Vezi că s-ar putea să nu se știe. Să te bată Dumnezeu dacă trage mine. Am mâncat vașul curava să facem o șustă. Băieți, nu încercați asta acasă. Viețile mele nu fug, promit, nu dați mașină, bine? Vă bată Dumnezeu. Eu nu vreau să fug, vreau să iau distanță, mă, viețile mele, că nu-mi place la apropiere mie, că sunteți doi și unde-i doi puterea crește, eu sunt mic și sunt solo. Și sunt mai băt, așa că... Un cap? Băi, sunt foarte periculos, aveți grijă cu cine vă jucați, că s-ar putea să nu se știe. Capaj cura voastră. Bine, l-am lăsat fără aer pe unul. Hai, ceapa ta, ieși afară, mă, că acum nu mi-e frică, hai. Hai, mă, hai. Tu, mă, micuța, m-ați lăsat fără gluri. Ceapa ta de urât. Ceapa ta de urât. N-a cu tot cu abilitate. Băga mea și piciorul. Puce, era să mă omoare ăștia, doamne. Băga mea și piciorul, ne. Hai că măcar au avut ei gluri. Mi-a dat glurile înapoi. Am și eu 9 gluri. Deci, da, băieți, din câte ați văzut și voi, băi, la Factory nu e mare schimbare. Singura schimbare de pe mapă care e, într-adevăr, vizibilă și așa e picul. Atât. M-am învârtit, am făcut ce am făcut tot acasă la mine, am ajuns să măr. Căsuța mea, băieți, asta chiar că e căsuța mea, de acum gata, îmi place prea mult picul ăsta nou. Pe bune vă zi, dacă... Mamă! Aoleu, săracul de el! L-a lăsat fără aer, băieți, săracul vrea și el nu știu ce vrea să facă, dar a vrut și el să facă ceva, dar n-a mai făcut. Cația jucura ta de zonă, băi, zonă, ce-i cu mine, măi, de aia așa de mult? Da, bă, interesant foarte. Mamă, eu trebuie un urât. Urâtule! Băga piciorul. Vezi că e greu cu mine. Mă, mori, mă, nu știi să mori, mai pică și... Băga mea și piciorul, consumați, dă-le naibii de glurile mele, dă-le naibii. Hai de grădă. Te mănânc, să moară, bibi, dacă nu te mănânc rău de tot. Și ceapa ta, că mi-ați consumat toate glurile, băga mea și piciorul, lăsați-mă pace, băi, ăștia. Am dat și eu capuri de mai bine nu mai trăgeam. Băi, să știți că vă învârt tare de tot, că aici e casa mea, băi, băieți. Eu știu casa asta ca pe ochii din cap. Bine, eu știu pe naiba, că nici nu știu dacă intru în casă, nu mai știu pe unde să ies, dar asta e partea a doua. Unde v-ați dus, măi, băieți, măi? Măi, băieți, măi! Opa! Dar așa că mai sunt unii. Ok, băieți, vă las în legea voastră să vă bateți acolo, eu vreau să iau o zonă. Și dacă ei vă aștept în zonă, știți ce zic? Ca să fie totul bine. Mamă, ce se bate acolo, să mă bată, mama, băi! Sau? L-a bătut? Gata, băieți, încă nu s-a bătut, încă n-a terminat bătaia, am văzut pe unul. A tras Gabi. Băi, dar eu nu în ăla! I-am furat kill-ul, sunt mândru de mine. Sunt mândru de mine, viețile mele. Ci că eu în meciul ăsta n-am vrut să fac kill-uri, dar am 9 kill-uri fără să vreau. Eu mă face toți micuța ta de... Opa, zi doi.
Băi, lăsați-mă pace. Să vă bată Dumnezeu. Mamă, îs mort, să moară Bibi, mor de zonă. Să vă bată Dumnezeu, băi. Mâncați aș gura ta, mamă, m-a lăsat fără vestă, ești nebun. Nu, acum m-a lăsat fără vestă. Acum m-a lăsat. Băi, nu mai spămați, măi, mâncava și gura voastră. N-ai, mă, cum, mă, n-ai, mă. Băi, cine m-a pus mâncava și gura voastră să mă dau jos lângă ei, mă? Băi, de ce nu m-am dus, mă, în zonă, mă, să-i aștept, mă? Trebuia să-i aștept la naiba, la distanță, să-i bat pe ăștia. Băga mea și piciorul unei de spamagii cu 7 gluri mi-a spart să moară, Bibi, dacă mă mint. Doamne, băi. N-ai văzut așa ceva. În fine, băieți, bă, sunt, măcar sunt fericit că n-am murit din prima și măcar am apucat să vedem ce s-a băgat în pic. Și sincer să fiu, îmi place, tot update îmi place, însă n-am descoperit de unde se ia cipul pe cască. Așa că scrieți-mi voi în comentarii dacă știți de unde se ia cipul pe cască. Bine, voi când o să vedeți clipul ăsta deja trece, cred că vreo săptămână, deci cel mai probabil o să știu și eu până atunci de unde se face rost de acel cip pe cască, dar scrieți-mi acolo în comentarii. Da, băieți și fete, băi, cam ăsta a fost clipul. Dacă vă place noul update, nu uitați acolo de mare, mare like. Dacă v-a plăcut acest episod, la fel un like, un share, un subscribe dacă sunteți noi, de ce nu? Eu am fost Gabi, v-am pat. Ciao, bă!